Domnule, fiica mea o să vă fie dat adusă. O aștept, domnule, o aștept și eu și medicina. Da, medicina unde? Uite aici, uite, e sub frunte aici. Atunci e bine. Da. Uite, hai, fata mea, fetița mea. Aproape te simt. Dânsa e bolnava. Da, altul fată nu mai. Și ar fi pentru mine cea mai mare durere dacă s-ar prăpădi. Să nu facă una ca asta. N-are voie să moară fără prescripția medicului. Sigur, a doctorului. Aduceți un scaun. Dragă mea, stai jos, fata mea. Da. Domnule Geront, aveți o bolnavă care nu te dezgustă deloc și mă prind că un bărbătoi care să pleznească de sănătate s-ar împăca destul de bine cu ea. Domnule doctor, aș făcut-o să râde. Foarte bine. Când doctorul face pe bolnav să râdă, e cel mai bun semn. Domnișoară, despre ce este vorba? Ce aveți? Ce rău simțiți? Ce spuneți? Cum? Dar nu înțeleg, deci... Ce limba e asta? Domnule doctor, tocmai asta e boala ei. S-a trezit mută, fără ca până acum să putem afla pricina. Și întâmplarea asta i-a amânat măritișul. Dar de ce? Păi, cel pe care trebuia să-l ia vrea întâi să o vadă sănătoasă, ca să mergem mai departe. Dar și cine-i prostul ăla care nu vrea ca nevastă asta să fie mută? Unde nu dă norocul să o lovească pe nevastă mea boala asta? Numai asta n-aș dori, să o văd vindecată. Domnule, vă rog să faceți tot pentru a o vindeca de tulburare. Da, nu vă speriați, da. Spuneți-mi, muțenia asta o supără mult? Da, domnule. Are dureri mari? Foarte mari. Cum, nici nu se poate mai bine. Stămișoare, dați-mi mâna. Domnule Geront, uite, are un puls care arată că fiica dumneavoastră e mută. Păi, da, domnule doctore, asta e boala. E extraordinar. I-ați găsit-o dintr-o dată. Noi, doctorii cei mari, ne dăm seama de totul de la început. Păi, da, un neștiutor s-ar fi încurcat, ar fi sucit-o, ar fi învârtit-o și ar fi spus, asta e, bă, asta, da. No, eu merg dintr-o dată la țintă și vă spun, să știți că fiica dumneavoastră e mută. Nemaipomenit. Da, așa e, dar aș ține să-mi spuneți din ce i-a venit muțenia. Nimic mai ușor. I-a venit din faptul că și-a pierdut graiul. Ia, uite, nu, foarte bine. Dar acum v-aș ruga să ne spuneți pricina pentru care și-a pierdut graiul. Păi, da, cei mai mari autori ai noștri vă vor spune că pricina este o piedică ivită în mișcarea limbii. Bine, domnule doctor, dar care e părerea dumneavoastră asupra piedicii ivite în mișcarea limbii? Aristotel în privința asta spune niște lucruri foarte, foarte frumoase. Cred, sigur că... Era un om mare. Fără îndoială. Grozav de mare, era cu un cap mai mare decât mine. Ca să ne întoarcem prin urmare la raționamentul nostru, susțin că această piedică ivită în mișcarea limbii e pricinuită de anumite substanțe lichide pe care noi, între noi, savanții, le numim substanțe descompuse. Descompuse, adică substanțe care se descompun, cu atât mai mult cu cât aburii formați din exhalațiunile influențelor contagioase care se ridică în regiunile atinse de boală și care vin, ca să zic așa, ca să pricepeți latinește? Nu, pricepeți latinește? Nu. Bă, cabricias ariciturman calamus singulariter nominativo, heac muza, muză, bonus, bona, bonum, deus sanctus, est necratio latinas. Etiam dacuare, pentru ce, quae substantivo et adjectivum concordat ingeri numerum escasus. De ce n-am învățat și eu latinește? Îi zice așa de frumos, nu pricep nimic. Asta om deștept, nu jucărie. Oricând acești aburi
de care vă vorbesc pornesc să treacă din partea stângă, unde e ficatul, în partea dreaptă, unde e inima, se întâmplă ca plămânul, căria noi îi spunem în latinește armian, fiind în legătură cu creierul, căruia noi îi spunem în grecește nasmus, prin mijlocirea vinei cave, căreia în ebraică îi spune în cubile, să întâlnească în drumul lui numiții aburi, care umplu verticulele omoplatului, și fiindcă numiții aburi au o anumită influență vătămătoare, vă rog însă fierbinte acum să deschideți bine urechile. Au o anumită influență vătămătoare care e pricinuită, fiți atenți, care e pricinuită de înnăcrirea substanțelor lichide ce se produc în concavitatea diafragmei. Se întâmplă ca acești aburi să osabandus nevius newer portarium kipsa milus. Și asta e toată pricina pentru care fata dumneavoastră este mută.